Începând de luni, 11 septembrie, elevii vor intra într-un nou an școlar. Unitățile de învățământ sunt pe ultima sută de metri în ceea ce privește pregătirea pentru primirea micuților. Au fost igienizate sălile de curs, grupurile sanitare și au fost obținute avizele necesare. În general, în județul nostru nu au existat probleme grave privind obținerea avizelor de funcționare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au vizitat unitățile de învățământ pentru a constata dacă acestea îndeplinesc condițiile minime de funcționare. Astăzi, pompieri au trecut pragul școlilor din comuna Lerești. Au fost controlate atât unitățile școlare, cât și cele preșcolare. Corpul 1 sau 5-8. De 500 de metri. Legea permite să deschide și în exterior. Dar... Și-a trebuit să punem altul. Bine, le faci și le mâine făcute. Călbăra! Autoritățile locale au făcut toate eforturile pentru ca unitățile de învățământ să îndeplinească cerințele și au încercat să înlesnească accesul elevilor în satul Voinești. Puntea care face legătura cu strada Uzina Aro a fost supusă de curând reabilitării, tocmai pentru ca micuții care locuiesc la blocurile din zonă să poată trece de pe un mal pe celălalt în siguranță. În această perioadă, în comuna Lerești, în satul Voinești, se desfășoară lucrări de reparații la puntea Aro. Este vorba de... la Târgu Săptămânal, puntea care face legătura între satul Voinești și zona dinspre fosta Uzina Aro. Deoarece acum începe școala și avem foarte mulți copii care de la blocuri de acolo care învață la școala din Voinești. Plus la solicitările cetățenilor erau cu scânduri vechi, putrede, însă înlocuiește și balustrada să face mai înaltă pentru a asigura, avea siguranța celor care trec prin zonă să nu să producă accidente și evenimente nedorite. În comuna Lerești a fost dat în folosință anul trecut și un centru de asistență după programul școlar tip After School. Câteva zeci de micuți sunt înscriși în cadrul programului.